Cu ajutorul lui Dumnezeu vom studia ceva solemn. L-am intitulat studiu Când lumina din tine devine întuneric. Cum ar putea lumina din cineva să se transforme în întuneric? Lumina este exact opusul întunericului. M-am tot gândit la versetul acesta. Am săpat în el. Cum, Doamne, ceva care lumina să se facă întuneric? Pentru că, spuneam, lumina este exact faza contrară întunericului. Este exact ceea ce alungă întunericul. Iar acea lumină să devină întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, deci lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? De ce? Pentru că singurul lucru care te putea salva era însăși lumina, care este întuneric. Mă gândesc, cum poate să ajungă un om în faza aceasta, în situația aceasta? Am să citesc din a doua Reși, capitolul 5, o istorie interesantă. O istorie pe care aș vrea să ne concentrăm, în mod special să ne concentrăm pe caracterul oamenilor, pe spiritul lor, pe poziția pe care o au, poziția în care sunt, de fapt. O poziție privilegiată, o poziție cu foarte multă lumină, o poziție care ar trebui să-i ajute pe oameni să le facă foarte facil să fie schimbați, să fie mântuiți, dar totuși se întâmplă exact inversul. Și atunci o să ne întrebăm, de ce? Marea întrebare este, de ce se întâmplă oamenilor care au ocazii de aur, le este atât de facil ca să fie schimbați, să fie transformați, au șanse cum poate alții nu au, și totul se întâmplă exact invers decât ceea ce ar trebui să se întâmple cu ei, adică binele. Se întâmplă altceva. Naaman, citesc pentru context mai multe versete, a doua Regi, capitolul 5, versetul 1, până jos, până la 27. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare zvază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta, tare și viteaz, era lepros, avea o problemă, era lepra, iar pe timpul acela lepra era o formă de condamnare. O condamnare la a fi exclus. Sirienii ieșiseră în cetate la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Era în slujba nevestei lui Naaman și a zis stăpânei sale, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Și zi și făcut, omul crede. Crede spusele fetiței, cere voie și pleacă în Israel ca să ajungă acolo la acest profet. El crede ceea ce s-a spus fetița, că omul acela ar putea să-l vindece. Ciudat, Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, de la distanță. Nu l-a primit în casă, nici nu s-au întâlnit. Du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan, carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Știm că s-a dus, a avut un moment așa de luptă interioară, credea că vindecarea, credea că îi poate face bine, dar nici măcar n-a venit, nu și-a pus mâna el, profetul, peste el. La un moment dat a crezut. Slujitorii au insistat, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Știi cât de disperat ai fost și ai încercat orice lucru, de ce nu faci când îți ceră un lucru simplu? Și omul a crezut. Și citim, s-a coborât atunci, s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut, iarăși cum este, carnea unui copilaș. Și s-a curățit, o minune. A fost vindecat de lepra lui. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Vă dați seama cum izbucnirea recunoștinței inimă. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu e Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Vrea recunoștința sinceră să o traducă prin ce? Prin darul. Nu, el era un om foarte bogat. Extraordinar de bogat. Am putea spune că era mâna dreaptă a unui împărat. Nu? Și acum era atât de recunoscător că dintr-o boală invalidantă și o boală care a urmat să-ți mănânce. Să știi, lepros puteai să fii când începea lepra pe tine, începeau să scadă degetele mai curând sau mai târziu. Îți cădeau degetele la mâini, te și înțepai, te puteai răni, te infectai, nici nu simțai pentru că îți distruge nervii. În fine, a fost un miracol. Vă dați seama recunoștința când s-a văzut curat. Știa că era declarat incurabil și se întâmplă minunea aceasta. Și vine cu recunoștință, cu daruri. Elisei i-a răspuns, viu este Domnul, al cărui slujitor sunt că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești, îngăduie să dea robului tău pământ cât pot duce doi catârcă. Robul tău nu vrea să mai aducă
altor Dumnezei, nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Omul acesta nu doar e vindecat, observați, el devine un închinător, un slujitor al lui Dumnezeu, în mijlocul păgânismului acolo. Era foarte dificil ca să ții credința. Nu, devine un om recunoscător, nu? Și este și mai mult uimit când Elisei îl refuză, pur și simplu Elisei nu dorește absolut nimic. La toate insistențele și stăruințele lui, omul lui Dumnezeu nu vrea să ia nimic. Ne aducem aminte că și mai târziu apostolii au fost învățați, pe lângă să vindece, să slujească oamenilor, în dar ați primit, în dar să dați. De ce spunea lucrul acesta? Pentru că în realitate vindecarea și binele oamenilor este un dar, inclusiv bunăvoința de a sluji unui om este tot un dar de la Dumnezeu. David cere bunăvoința de la Dumnezeu. În psalmul lui de pocăință dăm un duc de bunăvoință. Și ca atare este un alt lucru care impresionează pe oameni. Nu numai minunea vindecării urma să-l impresioneze. Urma să-l impresioneze altruismul servilor lui Dumnezeu. Urma să-l impresioneze faptul că oamenii aceștia nu o făceau ca o afacere, nu o făceau pentru un profit. O făceau din dragoste, pentru Dumnezeu, că Dumnezeu e un plus de spiritul dragostei să lucreze pentru ceilalți. Și era a doua lovitură, a doua blum, nu? Era pur și simplu minunea că s-a putut vindeca într-un caz în care nimeni nu-i dădea nicio speranță și toți dumnezeii păgâni nu putu să rezolvacă nimic pentru ei. Și se vindeca, al doilea lucru era că s-a întâlnit cu niște oameni altruiști la care banii, posesiunile și astea nu contau. Nu? Și pleacă omul ăsta, mă gândesc la el și cu minunea vindecării și cu minunea ce tip de oameni sunt aceștia. Nu. Care nu vor să ia nici daruri, care nu plătești pentru nimic. Știți că în lumea asta totul, el ar fi fost dispus să-și plătească vindecarea. Știa că oricum nu avea nici toți bani să dea cât a însemnat lucrul acesta, ar fi fost dispus să plătească foarte mult pentru așa ceva, nu? Pentru că în lumea în care trăiești, totul se plătește, totul costă. Știți că totul costă, inclusiv bunele servicii și zâmbetul de la aprozar în general sau zâmbetul de la magazinele mari. Costă că o dă afară dacă nu zâmbește. În general, oamenii care, firmele care se respectă, plătesc special pentru servicii de management ca să îi învețe pe cei care deservesc acolo să fie amabili. Dar amabilitatea aceasta nu este decât dorința de a te simți bine pentru ca să cumperi, să revii acolo. În realitate totul costă și un zâmbet sau și un serviciu în lumea noastră. Nu costă la Dumnezeu nimic, inclusiv mântuirea, care e cea mai mare, cea mai scumpă. Și oamenii sunt uimiți, nu numai de vindecarea gratuită, sunt uimiți de caracterul oamenilor altruiști care n-au văzut așa ceva, pur și simplu așa ceva este rar. Și pleacă omul ăsta spre casă rătutit, pur și simplu, ce-o fi fost în inima lui, bucuria, tot felul de cânduri că l-a descoperit pe Dumnezeu adevărat, nu, dorința de a-i sluji. Și acum intră pe ecran. În descrierea biblică apare altceva, ceva care zguduie pur și simplu toată istoria aceasta. Versetul 20. Gehazi, slujitorul lui Elisei, era vorba de cineva care lucra cod la cod cu omul lui Dumnezeu, cu Elisei, cineva care era cu el mereu, care avea posibilitatea să-l vadă pentru ce trăiește și cum trăiește, era primul care auzise toate învățăturile sacre. Dacă era slujitorul lui, înseamnă că a auzit mai multe predici și mai multe, a văzut mai multe minuni decât toți. Dacă mergeți pe paginile trecute, în a doua rege o să vedeți că a avut parte de ce să vadă. Și învierea fiului Sunamitei și nașterea fiului Sunamitei, care nu putea să aveau copii împreună și a văzut multe alte minuni. Cu ciorba fiilor prorocilor otrăvită care a fost și cum a fost vindecat și multe alte lucruri la care el a participat. Deci încă de atunci numele este dat, mai târziu nu mai este dat numele lui, dar până aici este dat. Auzise toate cuvintele potrivite, nu? Cele mai multe învățături, dacă cineva trebuia să fie mai transformat, trebuia să fie el. Văzuse exemplu, nu doar auzise predici, văzuse cum trăise omul lui Dumnezeu Elisei, nu? Cum era simplu. Și pur și simplu a ajutat și la afacerea școlii, casei fiilor prorocilor, că erau mulți și nu aveau unde să stea, cum s-au dus să ia bârne, cum lucra, cum trăia simplu, nu? Fără pretenții, fără nimic. Nu, privilegiu extraordinar să fii cu Elisei, nu? Și acum uitați,
Acest Gehazi a zis în sine, asta erau procesele mentale. Aici Biblia este extraordinară pentru că ne arată nu doar acțiuni, ne arată și cum gândesc oamenii, ne dezvăluiește tainele adânci și mecanismele minții umane. Iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman. Interesant verbul ăsta, a cruțat. A cruțat pe cineva înseamnă ca să-l scap de o pedeapsă. De obicei, când părintele, copilul merită o bătaie bună, îi zice uneori așa, astăzi te cruț. Dar dacă mai faci vreodată, să știi că îți dau înapoi și ceea ce astăzi trebuia să primești, nu? A cruțat sau pe cineva le liberezi, este sclav și te cruți de sclavie și îți dau drumul. Ceva în domeniile astea se folosește verbul a cruța, adică nu merita să-l ierți. Nu merita să-l ierți. Cum i-a putut? Cum a putut scăpa? Elise, e ocazie de la ăsta, nu? Să nu ia nimic de la el, ia auzi, nu? Ceva de genul ăsta gândea el în sine, cam așa îi mergea mintea. Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car să iasă înainte și a zis, e bine, totul s-a întâmplat ceva rău, că arăta așa de disperat. Știți că a scăpat ocazia de aur. Pentru el ocazia de aur era să întâlnești ceva și să te căpătuiești. Cum să rău? Avea un spirit ghișeftar, unul care are ochi pentru profit, care știe să nu piardă ocazia, să nu cruțe când vine ochi. Nu închide ochii, el este cu ochiul fixat pe ceva. Era și Elisei cu ochiul fixat pe ceva, dar nu pe asta. Era fixat pe slava lui Dumnezeu, cum să ajute oamenii, cum să mărturisească Evanghelia. El a răspuns, totul e bine și acum, stăpânul meu mă trimite să-ți spun, îl bagă pe Elisei, ca și Elisei, deci Elisei este rugat de Naaman să primească darul, nu primește, se insistă foarte puternic la el și spune, nu vreau, nu ne trebuie, nu trebuie să faci așa ceva, dar după aceea se răzgândește Elisei și îl trimite pe el ca să capete ceva. Observați, numai că dacă ar fi fost sincer să spună, uite, aș vrea ceva pentru mine, sunt convins că îi dă, dar pentru că el se simțea recunoscător și vrea să-l dea, fără probleme. Îi dă cu mare bucurie, îl târăște pe Elisei în toată chestia asta, mințind despre Elisei. Nu. Care acum pare că este un om care zice ceva, dar în realitate se răzgândește. Și totuși ar vrea, la insistența după aceea, ce-a putut să gândească Naaman. Mă gândesc ce-aș gândi eu dacă cineva mă refuză insistent, vreau să îi fac un serviciu, mă refuză, dar la urmă spune totuși fă-mi. Știți, mă gândesc ce s-a întâmplat cu omul ăsta care părea doar am insistat la el. Te gândești puțin în ceea ce privește caracterul lui, cât este de echilibrat, cât ce probitate morală are cuvântul lui când spune hotărât nu. Nu încep să se clatine, să apar fisuri. Nu poți să se gândești ceva foarte rău de el, dar nici la un moment dat apar mici îndoieli. Datorită stăpânul meu, mă trimite să spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele Efraim, dintre fiii prorocilor. Dăm pentru ei, te rog, un talent din argint și două haine de schimb, ca și când Elisei ar vrea să facă bine la altcineva, dar s-a gândit că ar fi bine de la Naaman să ia, că tot avusese ocazia. Naaman a zis, fă-mi plăcerea și a doi talanți. A stăruit de el, a legat doi talanți din argint și în doi saci, împreună cu două haine de schimb și a pus pe cei doi, a pus pe doi dintre slujitorii săi să le ducă lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor celor care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii Gehazi? Vă duceți aminte, prima întrebare care a pus-o lui Cain, domnul, știi? Unde este fratele tău, Abel? Nu știa? Știa? I-a dat ocazia să se confrunte, încă o ocazie ca să te cercetezi. Mă, cum răspunzi la întrebarea asta? Cum răspunzi la întrebarea asta? Ești tu sincer cu mine, sincer cu tine, sincer cu Dumnezeu? Știți ce spusese în versetul 20? Iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el. Și voi căpăta ceva. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta de la el ceva. Înainte spusese, când a insistat Naaman la Elisei, Elisei spusese, viu este Domnul că nu voi lua nimic de la tine.
Deci unul spune, viu este Domnul. Ce-o fi fost pentru ei? Că noi nu prea spunem astăzi, viu este Domnul. Știți, unele exprimări mai vechi, parcă nu mai au atâta greutate pentru noi, că nu mai sunt la zi așa, foarte utilizabile pentru noi și nu au atât, sunt dezgolite de semnificație. Știți ce însemna pentru ei, viu e Domnul? Era un fel de jurământ. Un jurământ care însemna, sunt conștient că Dumnezeu e prezent, e viu cu mine. Nu doar că e undeva, este viu și e prezent aici. Deci el își zisese în mintea lui, sunt conștient că Dumnezeu este cu mine și am să mă duc și am să alerg, am să-l mint ăla pe sirianul ăla, am să capă ceva de la el, o să pun, apoi mă întorc și îl mint pe celălalt, pe Elisei, dar viu este Domnul. Sunt conștient că Domnul e prezent cu mine, înțelegeți? Era el oare conștient? Ce se întâmplă cu omul ăsta? De asta e foarte interesant. Sigur, undeva poți să spui, nu cred că Dumnezeu există și ca atare nu mă vede și nu e nicio problemă pentru mine, știi? Dacă nu cred că e cu mine, e simplu, adică e logic, e rațional. Nu cred că mă vede, pot să fac orice. Știți că Israel ajunsese în anumite timpuri să spună ce? Domnul nu ne vede. Vă aduceți aminte? Ați găsit versetul acesta, nu? Domnul nu vede, nu? Dar aici este unul care spune, viu e Domnul că am să alerg după el, am să capă și vreau să-l mint cum necum, rezolv problema. Mă gândesc ce se întâmplă cu un om într-un astfel de cerc. Vezi minuni, auzi învățături, ai privilegii, ai ocazii de aur și ajungi așa. Ajunge așa. De ce ajunge așa? Asta este o întrebare mai importantă. Cum ajungi în halul ăsta? Cum poate ajunge un om atât de împietruit, lipsit de conștiință, lipsit de temere de Dumnezeu, numai egoist? Lăsăm la o parte egoismul lui cras, spiritul profitor care îl animă, care în orice, inclusiv în lucrarea lui Dumnezeu, nu vede decât un business. Atâta tot. E o afacere. Oriunde poți, trebuie să tragi. Oriunde poți, trebuie să câștigi. Pe ce cale nu contează. Ce scopul tău e atât de important încât scuză mijloacele, minciuna, frauda, nesimțirea și toate lucrurile acestea. Mă întreb bine. În lumea asta se practică foarte mult. Dacă vrei să... Nu, în general afacerile se fac în forma asta. Trebuie să minți, trebuie să înșeli, trebuie să te dai a cineva, să promiți, să nu faci, să duci în eroare și în fine și strângi averea uneori. Nu. Dar în lumea asta, lăsând că în lumea asta așa trebuie să se întâmple, că domnește sub imperiul puterii întunericului. Dar mă gândesc, cum poate un om să ajungă fără conștiință și atât de împietrit să facă astfel de lucruri? Deci el nu doar că a făcut o greșeală, sub presiuni, s-a fost slab, putea să facă orice păcat, sub anumite presiuni sau nu știu ce circumstanță. Nu, el o face premeditat și o face în fața lui Dumnezeu, cică. Deci el invocă prezența lui Dumnezeu, vie este Domnul, sunt conștient că Dumnezeu e prezent. Exact. Știți când Iacov a devenit conștient că Domnul era cu el când fugea? Aduceți aminte, a dormit acolo, a avut viziunea aceea și s-a trezit speriat. Domnul a fost în locul acesta și eu n-am știut. Oamenii când conștientizează că Dumnezeu e cu ei, în general, le solemnizează viața, îi cutremură. Nu asta spune cu nonșalanță, vie este Domnul. Și la urmă trece la acțiune, înșelându-l pe Naaman și venind apoi cu o față total inocentă. Unde ai fost Gehazi? De unde vii Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Înțelegeți? Viu este Domnul, dar viu este Domnul. Cum poți ajungi fără de frică de Dumnezeu, de temere de Dumnezeu, când ai văzut minuni? A văzut miracole care știi că nu se întâmplă în mod obișnuit, erau cert, a văzut învierea. Nu nașterea unui copil care nu se putea naște ca în cazul lui Avram, a văzut învierea unui copil mort care își dăduse Duhul. El se dusese să pună și el toiagul, dar n-a funcționat. Că nu prea funcționează cu astfel de oameni. Sunt băgați în lucrare, ai impresia că fac ceva, dar nu fac decât să mânjească imaginea lucrării. Nu fac decât să întunece lucrarea. Dar ce este cel mai interesant și exact despre lucrul ăsta vom vorbi când lumina devine întuneric, când lumina din tine este întuneric. Dar Elisei a spus, robul tău nu s-a dus nicăieri, dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine? Când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta, este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, robi, roabe?
Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră alb ca săpada. N-a fost Duhul meu cu tine, crezi că... Vă aduceți aminte Anania și Safira. Un caz asemănător lui și tot așa, mint, fără nicio problemă. Lucru care e pedepsit tragic pentru binele celorlalți, că păi nu, să nu credeți că au fost pedepsiți pentru binele lor. Nu, uneori Dumnezeu admite să fii pedepsit pentru ca să te îndrepți, dacă ăștia nu-i poate îndrepta, să știți. Ăștia nu mai sunt de îndreptat. De ce? Pentru că ajungi împietrit. Unde? Unde ajungi în întuneric maxim? Unde e lumină? Multă lumină! Radiază lumina la tine, e tot mai întuneric și mai întuneric. Și dacă lumina aia care este n-a putut să te lumineze, Dumnezeu, de aceea e mare întunericul. Tu nu păcătuiești undeva în neștiință, tu nu păcătuiești acolo unde nici n-ai știu ce la Dumnezeu și ce e binele și ce voia Domnului și cum se aranjează viața și cum ar trebui să te corectezi cu privire la anumite lucruri. Tu le faci tâind, auzind mereu și văzând mereu. A văzut un om altruist, a auzit învățături despre ce înseamnă că Domnul-i bogăția noastră, eu nu trebuie să fim egoiști, să ne adunăm comori. Și... auzise asta de el și văzuse, nu doar că n-a avut ocazia ca să vadă în mod practic cum funcționează lucrul acesta. Nu, în timp ce vedea, în timp ce auzea lucrul acesta, el făcea exact invers. Auzea, se ducea acasă și ce făcea? Exact invers făcea. Și azi, și mâine, și poi mine mergea pe o altă cale, contrară învățăturii direct exprimate în cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, fiecare nouă predică, ce credeți că îi făcea? Fiecare nouă ocazie, când vedea binele și minunea, ce-l făcea? Îl împietrea mai rău? Mai rău. Așa este și astăzi, să știți. Pentru mulți, fiecare nouă predică îi va lăsa mai întunecați. Fiecare noi raze de lumină îi va lăsa mai jos. De ce? E foarte ciudat să te gândești că lumina te împietrește. Că fiecare nouă ocazie de lumină să te împietrească. Cum poate o ființă foarte privilegiată care a avut ocazii de aur să fie transformată în caracter și să facă mult bine și să ajungă un demon? În loc să fie un ucenic credincios în care se reflecte caracterul lui Hristos, să ajungă un demon. Nu? Se poate? Se poate ajunge așa. Au ajuns mulți în forma aceasta. De ce studiem? Studiem pentru că fiecare gram de lumină e un mare privilegiu. Dar fiecare rază de lumină înseamnă mare responsabilitate. Nu e de glumă cu lumina. Toată problema este că când vine lumina, nu mai poți rămâne același om. Nu mai poți rămâne același om. În momentul când a venit lumina, când omul ia contact cu lumina, se întâmplă ceva în viața lui. Una din două. E luminat și salvat și schimbat în bine, sau dacă nu, devine mult mai împietrit decât a fost vreodată cineva. De aceea, cei mai împietriți oameni nu sunt nelegiuiții care nu știu mare lucru de Dumnezeu. Cei mai împietriți oameni sunt cei în mediul religios care au avut șansa să audă solii adevărate, să vadă minuni, să li se întâmplă lucruri minunate, dar în schimb să nu facă nimic în viață. Să lucreze contrar acelei lumini mereu. Să facă exact ce doresc ei. Să nu-și plece niciodată voia în fața voiei supreme a lui Dumnezeu, în fața voiei descoperite, în fața cuvântului lui Dumnezeu care exprimă ceva clar. Să faci exact invers, să faci exact cum știi tu dinainte și să-ți păstrezi profilul neschimbat. Acel profil firesc și lumesc, să ții la el și să nu te schimbi, în ciuda ceea ce auzi, în ciuda ceea ce vezi, în ciuda uneori ceea ce simți asupra ta ca preciune. Să alegi continuu să-ți păstrezi defectele de caracter. Și să mergi pe calea pe care ai dorit să mergi mereu. Fără să conteze ce spune Dumnezeu. Ai auzit o dată, de două ori, de 10 ori, dar de fiecare dată reziști. Și faci exact invers, faci ce știi. Aia se numește, în termenii cei mai direcți, împietrire. Ăla e procesul misterios de împietrire, în așa fel încât ajunge fără nicio problemă să spună vie Domnul în timp ce face o calamitate. Înțelegeți că nu pot, îl pot înțelege rațional pe un om care nu crede că e Dumnezeu cu el. Nu cred unde e Dumnezeu, ce poate să-mi facă? Ăla îl pot minți că n-a fost cu mine acolo, nu? Nu știe.
Dar ca să spui că e viu este Domnul, să ai impresia, crezi că e Dumnezeu, asta înseamnă un fenomen de distrugere a minții și de împietrire fantastică. Asta se întâmplă în mod special în mediul religios și se întâmplă și aici oriunde, să știți. Cu cine? Nu știu, nu-i treaba mea. Trebuie să mă gândesc la mine. Se întâmplă acest proces de împietrire cu mine. Câte lucruri am auzit și la câte lucruri am spus, ba, nu, fac exact ce știu eu. Merg pe calea pe care o vreau eu, în ciuda ceea ce știu. Pentru că asta e procesul de împietrire. Vă aduceți aminte? Ioan 6 63. Despre unul din ucenicii Domnului Iisus. Cine ar putea să fie mai privilegiat decât unul care are ocazia să stea, să-L întâlnească, nu doar așa, secvențial, să stea zi la zi, cu ani de zile, cu Fiul lui Dumnezeu, cu cel mai mare învățător, cu cel care salvează oamenii, cu specialistul în a rezolva cazuri grele. Nu. Și să vezi în fiecare zi ce? Minuni fără seamă. Să auzi în fiecare zi o Evanghelie care nu-i pătată de omenesc. Oamenii mai vestesc ce știu și ei. Uneori multe lucruri bune, uneori n-au avut înțelegerea perfectă a unor subiecte, dar în cazul Domnului Iisus a fost învățătura curată, care ducea la evlavie. Învățătura atât de sănătoasă, încât oamenii rămâneau uimiți. Că nu învăța cum învățau păstorii lor vechi. Nu, a învățat ca unul care are putere. Nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Auzi în fiecare zi astfel de lucruri. Vezi minunile. Ești parte din lucrarea Lui. Îl vezi în fiecare zi că n-are timp nici să mănânce. Că deseori se sacrifică, sare peste mesele Lui, nu doarme, se roagă, rabdă insulte, rabdă interpretări greșite. Nu, vezi caracter adevărat. Îi vezi sinceritatea și dedicarea față de ultimul om. Față de ultimul om care îi cere vreun serviciu, niciodată nu-l refuză și merge până la capăt. Jertfiindu-se uneori epuizat și terminat. Te uiți acolo? Iar tu în continuare ești tot un egoist de la de primă clasă, un profitor care nu vezi nimic din tot ce vezi, din tot ce auzi. Ai ocazia să faci bine, să te dedici, dar tu o ții tot pe ta, tot viața ta egocentrică, dar acolo în lucrare, în mijlocul luminii. În mijlocul luminii abundente tu faci tot ce știi. Crezi că poți face lucrul acesta fără repercursiuni, fără să se întâmple ceva în viața ta? Crezi că poți face aceste lucruri? Negând niște lucruri, niște soli, foarte clare, scrie așa, fac exact invers. La fiecare capitol al vieții spune, nu face asta, fac exact invers. Fă asta, dar nu trebuie să fac asta. Umblă pe căile astea, dar nu vreau, știu, noi știm mai bine. Găsești întotdeauna scuze, sigur, găsești scuze, că aia nu-i valabilă, că aia nu se mai ține, că aia nu mai trebuie, că aia nu știu ce. Serios. Alea sunt scuzele doar de acoperire, nu pentru tine sunt scuzele, pentru că dacă te-ai confruntat direct cu atitudinea de răzvrătire, ar fi mai sinceră, dar cel puțin ai ști de ce faci lucrul acesta. Duhul este acela care dă viață, spunea Domnul Iisus, Ioan 6, 63. Carnea nu folosește la nimic cuvintele pe care vi le-am spus, eu sunt Duh și viață. Observați, de aici provine totul. Sunt niște cuvinte care îți pot aduce viață, care îți dau viață, care sunt ambalajul pentru Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu conține în sine puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu e Duhul lui Dumnezeu. E Duhul care schimbă, Duhul care mântuiește, nu? N-ai primit cuvântul ăla, n-ai primit încărcătura. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață, dar sunt unii dintre voi care nu cred. Degeaba auziți cuvintele acestea, pentru că unii nu cred în cuvintele acestea. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred, erau vreo 70 dintre ucenici, și cine era cel care avea să-l vândă, care nici el nu credea. Auzea, se făcea, dar făcea exact invers, se făcea că audă, dar când era în spate viața lui privată, însemna continuă să-și păstreze trăsăturile specifice, profilul lui și voia lui. Voia lui era Dumnezeu. Ce vrea el, aia făcea. Și voia lui deseori era în conflict cu voia lui Iisus, cu ceea ce îi descoperea Iisus. Așa cum și în cazul nostru este. De multe ori ce vrem noi, ce ne place nouă, nici de cum nu încadrează cu ce spune Dumnezeu că e bine sau că vrea el. Nu? Și în cazul acela știți ce facem. De obicei facem ce vrem noi. Și ne facem că n-am înțeles bine, nu mai ne vedem. La urmă găsim vină, fie la omul respectiv, fie la solia aia, fie așa. La urmă spunem, nu mai mergem acolo pentru altceva, știți? În realitate nu mergem acolo pentru că acolo nu-mi convine, pentru că intru într-o schismă, într-un conflict cu ceea ce se spune. Nu vreau să fac exact ce spune acolo. Sunt între voi unii care nu cred. Nu, acum mă gândesc, între noi sunt
unii care nu cred? Voi fi eu dintre cei care nu cred tot ce spune Dumnezeu și ce îmi cere? În mod foarte practic, foarte direct, la toate capitole. Gândiți-vă la amplele capitole în care Dumnezeu ne spune foarte direct. O să rămâneți uimiți de ce Saul a fost lepădat ca împărat. O să ziceți pentru o chichiță de genul acesta că nu a nimicit pe tot. De aia Dumnezeu e atât de drastic. Nu, că e un principiu, că nu a scus la un capitol să spun ceva. Să spun ceva foarte direct. În realitate te înveți să nu asculti la toate capitolele. Sunt foarte puține lucruri în care o să zici că ai ascultat, dar în realitate ți se formează principiul neascultării, al opoziției față de ce spune Dumnezeu foarte direct. Sunt între voi unii care nu cred și știați pe cel care avea să-l vântă. Versetul 70, Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe cei 12 și totuși unul dintre voi este un demon. Versetul 71 vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu, că cel avea să-l vândă el unul dintre cei 12. El unul dintre cei 12, dintre cei mai apropiați, dintre cei care au avut șansele, bine înțeleg pe unul care era de la distanță, deși când nici Pilat nu are scuze, înțelegeți, că era roman, nu, și a avut și el prejudecățile lui, de ce? Pentru că a avut ocazia să-l audă pe Iisus. Iisus a vorbit despre adevăr în mod foarte direct, iar orice om care are deschidere, sinceritate, poate să-și dea seama unde e adevărul, când vrea lucrul acesta. Dar Iuda a fost unul dintre cei 12. Aceste cuvinte sunt dureroase. El, unul dintre cei 12, să... Bine, aia care nu l-au înțeles, aia de la distanță, că poate au avut nu știu ce prejudecăți ferme, dar tu, care l-ai văzut în fiecare zi, iubirea întruchipată, izvor de dragoste, nu, și balsam de vindecare, el care era balsamul din Galat, ajuns să-l vinzi, tu ajuns să-l trădești și să nu-l înțelegi? Era un demon și avea să-l vândă. Era ceva și urma să facă ceva mai târziu. Acțiunea lui mai târziu se grefa exact pe această atitudine de demon de acum. Demonii sunt cei care se împotrivesc, care se războiesc, să știți. A început războiul în cer și când vorbim de război, vorbim de acea rebeliune față de ce vrea și spune Dumnezeu. Ăla e războiul, să știți. Nu trebuie să ieși aici să-i declar război cu sabia. O să o faci mai târziu. Deocamdată trebuie să te împotrivești la ce spune, la atâta tot. Asta declanșează procesul de împietrire. Astăzi la una, mâine la cealaltă, poi mâine la altceva, mai auzi încă o solie, o neglijezi și faci tot ce știi și la capitolul ăla, că așa ți-ai făcut. Și atunci, cum ar putea să fie El Dumnezeu pentru tine când, în realitate, voia ta este Dumnezeu suprem? Chiar asta se întâmplă. Și citim că, într-adevăr, izbucnește această formă. Dar nu uitați de unde a început. Sunt unii dintre voi care nu cred cuvintele care vi le spun eu. Deci de unde? De la necredința în acel cuvânt. A crede înseamnă a te supune. A te supune fiecărui cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. A trăi cu El ca și fiind viața ta. Viața lui Hristos este deva constituită din ce? E o demonstrație a principiilor cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul care s-a făcut trup. Ioan 12 cu 3, Maria a luat un litru cu mir de nar curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus, l-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul dintre ucenicii săi, Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să fie dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț. Unde ai fost Gehazi, robul tău, n-a fost nicăieri? Să se dea, de ce nu s-a putut da la săraci? Nu. În realitate era un hoț care lua totul și care nu-l interesau nici săracii, nici Iisus și nici nimeni decât el. Când auzea de învățăturile lui Iisus, de tăgăduire de sine, știți cât de mult îi displăceau chestiile astea? Îi mirosea urât. Mirosea urât. Cine credeți că băgase virusul pe cine să fie mai mare? Cine credeți că era cel care aspira la cea mai înaltă poziție? A crezut ceva și a zis, cred că m-am păcălit cu ăsta. Ăsta nu o să fie niciodată împărat? Cine credeți că deduse larma și băgase și în ucenici larma să-l facă împărat pământesc pe Iisus peste Israel, nu? Era același om care întotdeauna aspera la altceva, învățăturile de tăgăduire de sine și ce vedea în Iisus, l-a impresionat așa, dar nu-i pentru mine. El și le-a ținut pe ale lui, să știți, el a cultivat continuu. În ciuda, îl vedea pe Iisus că murea de foame,
Îl vedea pe Iisus că transpira, îl vedea schimonosit după o zile întregi de oboseală cumplită, se refăcea doar după rugăciune și conexiune cu Tatăl. Nu era altceva, el făcea tot, el mai băga mâna odată în pungă, mai făcea ceva, mai trăia pentru tine, lasă-o mai ușor, lasă-o mai moale, protejează-te, dar nu vrei să te îmbolnăvești de atâta lucrare, nu. El a cultivat exact contrariul și învățăturilor și exemplului și minunilor pe care le făcea Iisus, el îți ținea. Cuvântul care îl rostea Hristos nu avea nicio putere asupra lui, exact asupra lui Israel. Zice, și nouă ne-a fost adus o veste bună ca și lor, poporul Israel, dar lor cuvântul care le-a fost vestit nu le-a ajutat la nimic, spune Pavel. În Evrei, capitolul 4, cuvântul care le-a fost vestit nu le-a ajutat la nimic, la fel și lui Iuda, la fel și altora, pentru că ei sunt principiu, citim, când ne-au folosit cuvintele. Nu, dacă nu crezi, spui că nu crezi foarte clar și cel puțin fii conștient că nu cred că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu sau că cere Dumnezeu așa. Dacă când scrie, ar trebui să crezi. Dacă scrie, crezi că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, când scrie ceva clar, ar trebui să... Nu. Nu cred în mărturile spiritului profetic. E treaba ta că nu recunoști adevărul acolo. Ai o problemă. Din punctul meu de vedere, oricine nu recunoaște adevărul de acolo, are o problemă cu recunoașterea adevărului. Nu o să recunoască nici în altă parte. Nu-i departe când o să facă Biblia praf și o să dea la o parte. Am urmărit cazul de genul acesta, apropo, pe un principiu care îl știu și îl cred și la mi s-a validat de enori. N-au ajuns să mai creadă nimic din Biblie, pentru că, de fapt, nu recunoșteau adevărul nicăieri. Dar dacă spui că e adevăr, că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu și alea sunt solile lui Dumnezeu, când n-ai priceput nimic, nicio problemă. Dar când auzi și sunt lucrurile clare, ar trebui să te aliniezi și să mă aliniez exact la ceea ce spune. Pentru că dacă nu, în momentul când a venit prima solie la mine, iar eu am făcut exact invers, atunci am declanșat butonul de împietrire. Exact asta se întâmplă. Cei mai împietriți sunt cei care au auzit multe lucruri și au făcut exact invers. Sunt oamenii cei mai inabordabili pentru Duhul lui Dumnezeu. Cei mai împietriți și cel mai greu de lucrat cu ei. Pentru că știți ce au făcut? Au păcătuit în mijlocul luminii. În mijlocul soarelui de plin erau reci și era umbră în mintea lor. Au vrut, s-au izolat în mijlocul luminii. Și domnule, de aceea, prieteni, studiem lucrul acesta pentru ca să nu ajungem. Atunci unul dintre cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. În Luca 22, preoții cei mai de seamă și cărturării căutau un mijloc cum să-l omoare pe Iisus, că se temeau de norod. Dar Satan a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanu, care era din numărul celor 12, Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții, cei mai de seamă și cu căpetenile strejerilor templului cum să-l dea mâinile lor. Ioan 13, 27, cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai de să faci, fă repede, dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce zisese aceste vorbe. Am citit mai multe versete pentru a înțelege că dincolo, deci la un moment dat n-a crezut ce a spus, s-a contrazis cu Iisus. Iisus i-a spus, lăsați-o în pace pe această femeie, că ea mi-a adus un dar pentru îngroparea mea. Pe săracii aveți întotdeauna cu voi, dacă chiar vă atât vă doare inima de săraci. În momentul acela, în loc să se supune și să zică, Doamne, într-adevăr, ce mincinoși și ce paraziți sunt, ce prefăcut sunt. Nu. Când de fapt eu, s-a supărat atât de tare și a plecat. Știți de ce a plecat? Nu pentru că intrase cineva care îl conține. În momentul în care a respins cuvintele lui Iisus, lasă-o în pace și liniștește-te. Ai grijă de tine, în primul rând. În momentul acela, de fapt, era, dacă urma să accepte solia, urma să se înduioșeze și să pocăiască. Dar în realitate a intrat Satana și i-a dus picioarele la preot să se înțeleagă. Știți că suntem între ciocan și nicovală, între Hristos și Satana. Nu acceptăm cuvântul lui Dumnezeu, nu acceptăm Spiritul lui Hristos, nu-L acceptăm pe El prin intermediul cuvântului. În momentul când te împotrivești cuvântul, ai impresia că te împotrivești unei păreri, unei idei, dar nu asta, așa, e o luptă, intră altcineva în tine. Împietrirea se realizează prin faptul că Satana începe să-ți orbească mintea, să-ți domine, iar poate să-ți orbească mintea prin decizia pe care o iei, nu are importanță, nu este așa. S-a supărat când i-a spus care era adevărul. Nu trebuia să se supere pe adevăr, ci trebuia să accepte adevărul. La un moment dat, când a participat în continuare, l-a ajutat cina mult, nu? Nu, cina a desăvârșit.
Cina Domnului, când a mai întins mâna să ia și bucățica care însemna părtășie, Iisus a spus, ăsta e trupul meu. De sângele meu, în momentul când a luat bucățica, mărturisea pe de-o parte, da, eu vreau să fiu în comuniune cu Hristos, dar era în răzvrătire față de tot ce spunea Hristos. Și atunci a intrat diavolul. Exact asta se întâmplă, să știți. În momentul când ai joci cu ceva, când te prefaci cu ceva, când în sufletul tău, de fapt, există rebeliune față de ce spune Dumnezeu și faci exact invers, în momentul ăla cineva te ia în stăpânire. De-aia nu mai îți dai seama ce faci, poți să faci enormități fără să mai fii conștient că le faci. Pentru că mintea nu mai ți este liberă. Mintea ți este întunecată. Dar ce putem spune când aproape o națiune ajunge ca Gehazi și ca Iuda? Pentru că au fost timpuri de apostazie aproape generală, în care, spre exemplu, pe timpul lui Ieremia, Ieremia 1 cu 17 la 19, dar tu, îi spunea Domnului Ieremia în context, încingeți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce îți voi porunci. Ce urma să spună Ieremia era cuvântul Domnului pentru oameni în situația aceea grea. Nu tremura înaintea lor. Îi spune așa, de ce? Pentru că era foarte dificil să le spui oamenilor adevărul în timpul leva. Nu uitați, era dificil să le vorbești oamenilor religioși. Era atât de dificil încât uneori te speriai. Deseori n-ai fi vrut să le vorbești, deseori n-ai fi vrut să transmiți vreo solie. În postura asta erai. Iată că în ziua aceea te facă o cetate întărită, un stâlp din fier, un zid din aramă împotriva întregii țări. Împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpetenilor lui, împotriva preoților, împotriva poporului țării. Ei se vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, că eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Ieremia 6 cu 8. Ia învățătură, Ierusalime, ca nu cumva să mă depărtez de tine. Observați, nu e învățătură, nu e aminte la ce spune Domnul. Prezența lui Dumnezeu se îndepărtează de acel om și casa nu rămâne goală. Pentru că așa scrie cuvântul, nu e invenție. Casa se umple cu multe duhuri rele. Și Ieremia spune în versetul 10, același capitol, Ieremia 6, 8 și apoi 10, cui să vorbesc? Și pe cine se iau martor ca să mă asculte? Urechea lor este netăiată împrejur și nu sunt în stare să-i aminte. Iată, cuvântul Domnului e o ocară pentru ei și nu le place de el. Nu mai avea la cine să vorbească. Și dacă vorbea, în ciuda faptului că nimeni nu vrea să asculte, să-i aminte, era cuvântul ca și când e o cără. Era ca un blestem pentru ei. Știți, când cineva te blesteamă sau te ocărește, zice cuvinte jignitoare sau calomniatoare, te superi în calea afară. Nu e plăcut deloc. Exact așa ajunsese cuvântul lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Toată problema ce era? Era un conflict cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Era un conflict cu voia lui Dumnezeu descoperită pentru ei. Și la urmă îi spune, sunt bine cunoscutele versete în același context, poate nu le-ați legat de contextul acesta, dar acum le legați, așa vorbește Domnul, stați în drumul, uitați-vă, întrebați care sunt cărările cele vei, care e calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Eu răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi, fiți culoarea minte la sunetul trâmbiței, că studiam de trâmbiței, eu răspund, nu vrem să fim culoarea minte. Observați care era problema oamenilor acestora. Nu vrem ceea ce spui, nu vrem cuvântul. Nu ne place, e o cară, ne simțim rău când ni se vorbește, pentru că ne atacă idolii, ne atacă problemele noastre. Noi vrem o altă părere, noi vrem să ne susținem părerile noastre. Nu vrem să fim culoarea minte. Și ajunge o națiune de oameni care se împotrivesc cuvântului Dumnezeu, o națiune care nu ai ce să mai faci. O națiune peste care singura chestie care mai poate să vină este o pedeapsă generală, luarea în robie și nenorociri mari. Și asta s-a întâmplat uneori, să știți, au fost Israelul a ajuns ca o națiune de Gehazi și de Iuda. Națiunea întreagă erau excepții de la regulă. Regula erau ca să fie toți împotriva cuvântului Dumnezeu. În timpul de față ce credeți că trăim? În timpul de față mediul religios. Pentru mine Ellen White a fost inspirată și vreau să vă citesc că în timpul din urmă va fi o apostazie ca un sac negru de păr care va înveli toată lumea creștină. Eu cred și văd lucrul acesta, văd pentru că cred. Văd că așa este, că trăim un timp de împotrivire în orice mediu religios te duci. E o împotrivire față de cuvânt fantastic. Nu vrem să umblăm pe ele, vrem să facem ce ne place și ce vrem noi și asta este o împietrire generală.
începe misteriosul proces de împietrire? Începe știți unde? În mediul unde este lumina. Atunci se întâmplă. Fapte 17 cu 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Asta ne spune. Înțelegeți? Așa judecă Dumnezeu oamenii. Nu știu ce fiecare idee avem despre Dumnezeu, dar Biblia ne spune că nu ține seama de vremurile de neștiință. Adică El, în momentul când poți face multe rele, dar le faci din ignoranță, n-ai avut șansa să înțelegi ce este bine, El îți înțelege motivul. Că faci lucrurile acestea, chiar dacă sunt urâte, nu înseamnă că ești împietrit. Deci mulți oameni din lume care fac lucruri rele, nu sunt împietriți. Pentru ei nu poți să spui afacerea, acțiunile acelea rele egal împietrire. Nu, pentru că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Îi vede în funcție, îi judecă de ceea ce au știut. Și unor au știut extrem de puțin. Restul a fost numai minciuni. Ce... N-au știut. Problema este alta. Ioan 3:19. Judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume. Observați când se face judecata. Judecata de se judecă în altfel lucrurile în momentul când. Ce face schimbarea remarcabilă când vine lumina peste oameni? Gata, nu mai poți să fii la fel cum ai fost înainte. Atitudinea ta de acum nu mai poate să fie trecută vremuri de neștiință. Ai un alt motiv pentru care faci ceea ce faci acum. Acum e sfidare împotrivire. E pur și simplu rebeliune în fața de Dumnezeu. Nu e neștiință. Ai fost încadrat la neștiință în momentul când n-ai știut nimic. Acum te-ai confruntat cu lumina. Deci asta e procesul de împietrire. Începe la oameni când se confrunte cu lumină și tot mai multă lumină și tot mai multă lumină. De ce? Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele, iar lumina, asta este, e incomodă și scoate în evidență orice lucru care este rău. Lumina descoperă orice lucru, orice, cu cât e mai mare, vezi și un fir de praf. Vezi o zgârietură, vezi orice imperfecțiune. Și cu cât e mai mare lumina și sunt mai multe solii și oamenii își dau seama că și atitudinea aia din familie și viața așa și creșterea copiilor așa și mă rog și alte și alte și alte lucruri. Aia însemna lumină și la capitolul ăla și la capitolul ăla și la capitolul ăla. Și dacă n-ai făcut nici la ăla, nici la ăla, nici la ăla, ce ai făcut tu, ce ai știut și ce ai vrut împotriva ceea ce era clar. Spune-mi, asta a însemnat antrenament mușchi. În ceea ce vrește rezistența față de lumină. Adică reziști la multe dovezi, ești destul de tare încât o solie foarte puternică nu face nimic. Pur și simplu nu trezește o mică schimbare. Reziști la cele mai mari dovezi. În felul ăsta te antrenezi, devii cel mai tare împietrit. Cel mai puternic care reziști față de toate dovezile și argumentele care ți le aduce Dumnezeu. Unde n-a fost așa ceva, e alt caz. Dar aici vorbim despre unde-i lumina. Știți cu Faraon? Cum a fost? Înainte să citesc și Evrei 10:26-27, căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și făpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Asta e răzvrătirea. Intri la altceva. Dacă păcătuiești, cu voia este. După ce înseamnă cu voia? După ce ai primit cunoștința adevărului. Când ai primit cunoștința adevărului, până acum n-ai păcătuit cu voia, că n-ai știut, n-a fost. Tu ziceai că faci bine, sau era ceea ce știai, dar acum intri sub incidența voia ta împotriva voii lui Dumnezeu. Dumnezeu spune una, nu fă, sau fă. Mergi pe calea asta, fă pe asta, nu te duce pe acolo, iar tu faci exact. Nu, asta înseamnă sfidare. Înseamnă răzvrătire, înseamnă împotrivire. Pentru așa ceva nu se vindecă. Se vindecă răzvrătirea omului care nu știe nimic. Nu există undeva Hristos să vindece pe cel răzvrătit care păcătuiește în momentul când are lumină de plină, vrea să facă exact altceva decât spune Dumnezeu. Pentru așa ceva nu există jertfă. De ce? Pentru că asta este exact ce a făcut Satana. Dacă vă întrebați de ce Satana nu s-a mai întors, de ce n-a mai putut să fie salvat? Pentru că știa foarte clar toate lucrurile, pentru că era în fața tronului Dumnezeu, l-a cunoscut pe Dumnezeu, a înțeles foarte bine. Era lumina de plină. El acolo a făcut ceea ce a făcut. El păcătuia și instiga și a ales egoismul, a ales să se mândrească în timp ce văzuse că Dumnezeu e izmerit.
În timp ce văzuse că nicio ființă nu trăiește pentru sine și că Dumnezeu nu trăiește pentru sine. În timp ce văzuse că Dumnezeu spune doar adevărul și lucrează pe adevăr, el lucra întotdeauna prin spate, cu minciună, cu șiretenii, pentru propriul interes, dejucând tot felul și făcând instigând și tot felul de lucruri mișeleși pe la spate. În timp ce acolo vedea lumina, mă rog, el făcea asta. Sigur, te porți așa când ai trăit într-o bandă în care asta era ca și tâlharul. Noi merităm pentru asta să fim omorâți. Nu că am făcut numai rău. Dar nu când păcătuiești în fața tronului Dumnezeu. Atunci când o faci și poți să o faci continuu așa și repetate rânduri, asta înseamnă că nimic nu te mai poate ajuta, că singurul lucru care te putea ajuta era chiar lumina împotriva căreia tu, de fiecare dată când vine, tu lupți. Și în felul ăsta oamenii se împietrez, se împietrez. Sunt biserici întregi împietrite. Cum încerceți oameni care nu știu ce caută pe acolo? Sunt biserici care au program de împietrire. Sunt biserici care luptă pe față împotriva soliilor clare ale lui Dumnezeu. Soliile explicite. Spun despre unele că sunt fanatism, altele că s-au desfințat, poruncile lui Dumnezeu mai sunt bune, etc., etc. Aș putea să dau exemple și să vă citesc, dar nu știu ce înseamnă dacă vă citesc niște versete foarte clare. Eu cred că nici aici nu se crede foarte, foarte literal și direct ce spune Biblia. Eu însumi voi împietri inima lui Faraon, spunea Dumnezeu. Și dacă citești decât versetul ăsta, te gândești, vezi, de ce să-i mai tragă, să-i pună în cârcă o astfel de vinovăție. Dar știți cum urma să-l împietrească pe Faraon? Simplu. Ce împietrește pe oameni, am spus. Când vine lumina. Și ei iau o atitudine contrară față de lumină. Și ce-i dădea lui Faraon? Îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Și în felul ăsta Faraon ce va face? Să va împietri că fiecare nou semn, fiecare minune pe care urma să o vadă, fiecare solie pe care urma să o audă, el făcea exact invers. Totuși Faraon n-a vrut să asculte. Exodul 8:31, Domnul a făcut cum cerea Moise și muștele s-au îndepărtat de la Faraon, de la slujitorii și de la poporul său. N-a mai rămas una. Dar și de data aceasta Faraon și-a împietrit inima. Și n-a lăsat pe popor să plece. Exodul 9:34, Faraon văzând că ploaia, piatra și tunetele încetaseră, n-a contenit să păcătuiască și și-a împietrit inima el și slujitorii lui. Și mai se întâmpla o minună. Și vedea iarăși că era de la Dumnezeu, dar întotdeauna făcea exact invers. Când se liniștea un pic, se relaxa, făcea exact invers, își urma drumul său. Și fiecare nouă decizie pe care o lua împotriva ceea ce evidențelor, ce făcea? Îl făcea pe faraonul împietrit și mai mult. Până când a ajuns de nevindecat, că tot ce putuse Dumnezeu să-i arată, să-i spună, se făcuse. Și fiecare nouă dovadă nu le ajutase în bine, ci din contră. Ce-i mai putea face că devenise la culmea răzvrătirii, nu? Singurul lucru a fost ca să îl lase Marea Roșie acolo. Isaia 42 cu 20, ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el ca să se împlinească vorba pe care spusese prorocul Isaia, Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia mai zis, le-a orbit ochii, le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindece. Observați, națiunea iudaică fusese împietrită de mult timp, tot avusese episoade de împietrire majore, dar când a venit lumina, adevărata lumină, mai mare decât a profeților, mai clară decât a profeților, și în caracter, și în predicare, știți ce s-a întâmplat? N-a mai durat mult. La fel în timpul din urmă, Apocalipsa 18, vine iarăși o mare lumină și ce spune imediat? S-a arătat un înger care avea o mare putere și tot pământul s-a luminat de slava lui și imediat ce se declară? A căzut Babilonul. Deci se întâmplă ceva, o cădere de plină în momentul când este o luminare de plină. Cu cât e mai mare lumina, cu atât duce pe oameni la sfințire, cei care aud, adică îi duce la schimbare profundă în caracter, în viață, sau îi duce la, prin împotrivirea proprie, alegerea proprie. Deci ceea ce ne împietrește este atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu. Orice formă de respingere, de neglijare, de împotrivire chiar subtilă, înseamnă pași pe care îi faci pentru împietrire. Dacă te gândești să spui pe o hârtie câte surile ai ignorat, nu știi, că de unde să știi măcar. Nici măcar n-ai, deci observație atât de subtil procesul ăsta, că nici măcar nu suntem sinceri față de noi, nici ne să zic, uite, cu asta nu-s de acord. Cu asta și să luăm mărturile lor, nici cu asta, nici cu asta, nici cu asta. Deci mie nu-mi place, vreau un alt fel să trăiesc, care-i ideea? Nici cu asta, nici cu asta, dar nu facem așa. Nu facem așa.
Undeva ne măgulim, căutăm, nu mai citim acolo, zicem că asta e de alt domeniu, de nu știu ce, desfințată, schimbată, așa, și alegem pe altceva, alte pasaje cu care suntem mai așa cât de cât, ori ne apără, ori cu astea nu ne afectează cât uși de puțin. Și în felul acesta neglijăm, de fapt, o grămadă de solide la Dumnezeu. Vă aduceți aminte cu Eli ce s-a întâmplat și când s-a întâmplat? De ce Eli, care avea încă, putem spune că era blajin, era domol, era cum se cade, nu? Văzut că nici măcar pe Samuel nu l-a urât. Avea încă destule calități și totuși Dumnezeu l-a lepădat. Știți, a trimis solia, nici n-a mai vorbit cu el. La un moment dat, cât era de bătrân, ce făcuse pe la templu, nu a mai contat. Nu a mai vrut Dumnezeu să vorbească cu el. Când nu mai vrea Dumnezeu? Și cu Saul a venit un moment în care nu i-a mai vorbit. Bine, a mers el pe alte părți, nu știu cât era de conștient că nu mai vorbea Dumnezeu, pentru că a mers până la urmă să întrebe de viitor, știți unde a ajuns. Nici cu el n-a mai vrut să vorbească. Când s-a? Ce a spus lui Samuel, că la urmă a venit, nici măcar nu a vrut să-i dea ultima sentință, să-i o dea direct lui. A spus lui Samuel, spune-i tu. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Știa Eli cum trebuie să, nu doar să răspunzi, cum trebuie să te prezinți în fața lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește, ar trebui să ne cercetăm inima și aceasta să fie. Doamne, suntem robii tăi, știi ce face un rob? Nu comentează. Când a înțeles clar care este porunca, ce vrea Dumnezeu, ăsta execută. Asta e atitudinea ca să poată Dumnezeu să-ți vorbească. O deplină consacrare în așa fel încât să faci la orice capitol din viață exact ce spune el. De mult nu mai făcuse Eli așa ceva, nu? Atunci Domnul i-a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va surzi urechile oricărui vă va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui și voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de legii de care are cunoștința. Cu privire la copil, fel ca el să-i fi oprit. Deci care era toată problema? Avea cunoștință. Când păcătuiești cu voia, după ce ai primit cunoștința adevărului, știa cum sunt lucrurile, știu poziția lui Dumnezeu foarte clară la un capitol. Și n-a vrut să facă deloc la capitol, așa cum spunea Dumnezeu. Restul, dacă îl întâlneai, vă spun sincer că era, probabil, avea un caracter mai bun ca majoritatea dintre noi. În ce privește, era domol, era liniștit, nu era spasmodic, un om care se ruga frumos, mă rog. Dar în realitate era o ființă rebelă față de Dumnezeu. Avea cunoștință de ce îi spunea Dumnezeu și nu vrea să asculte. Asta e o formă de sfidare pe față. Nu poți să-L sfidezi mai mult pe Dumnezeu decât să te împotrivești la ce spune El. Să nu faci ce spune. Când El spune, fă lucrul acesta, Eli, te rog, pune în ordine lucrul, aspectul ăsta. Și tu să nu faci nimic. Știi ce a spus Dumnezeu? E clar că nu-ți mai vorbesc. E clar că ce spun eu nu înseamnă nimic, asta e o sfidare pe față, am să vorbesc cu alții și lasă că iau lucrul în mână dacă nu vrei să faci așa ceva și tu împreună cu ei ești cot la cot înseamnă. Aceeași atitudine o e că și ei mă sfidează știind ce ar trebui să facă și nu fac, iar tu acum că afli de la mine ce ar trebui să faci cu ei, nici tu nu faci. Așa e la orice capitol, cam așa judecă Dumnezeu. Cu Tărescu, Sorin are cunoștință cu privire la lucrul acela, dar nu vrea să-l facă. Are cunoștință cu privire la X, Y, cu tare, un altul. Că ar trebui să facă așa, că ar trebui în familia lui, ar trebui să facă așa fiecare aspect. I-am scris, i-am spus, așa a auzit. Poate n-a citit el, dar i s-a citit altădată. S-a confruntat cu adevărul și odată venită lumina, nu i-a plăcut de lumină, pentru că iubea întunericul, doreau să-și păstreze voia lor. Exact același lucru le-a spus și lui Saul. Împăratului Saul, când erai mic în ochii tăi aici, ni se dă și motivul. Știți de ce nu ascultăm de cele mai multe ori? Din mândrie ascultăm. Știți care e cea mai mare mândrie? Mândria de a te înălța deasupra lui Dumnezeu când El îți spune ceva să faci și tu nu faci. Nu există o atitudine de mândrie mai sfidătoare, mai așa, mai arogantă decât aceasta. Că spune Dumnezeu ceva, asta înseamnă că Dumnezeu e mare, e înțelept, mult mai înțelept decât noi. Și când îți spune, iar tu nu vrei să faci, înseamnă că te crezi mai deștept decât Dumnezeu. Ești mai înalt decât Dumnezeu pentru că îți păstrezi propria părere în fața lui Dumnezeu. Tocmai de aceea când a început să-l admonesteze Samuel pe Saul de data aceasta, i-a spus când erai mic în ochii tăi, nu te-a ridicat Dumnezeu și apoi îi spune, Domnul te trimisese zicând...
făcut tare lucru, nici nu are importanță ce trebuia să facă. Puteți diversifica la ce vreți, la tot ce zice Dumnezeu să faci. Domnul te trimisese foarte precis, foarte clar, îți explicase cum îți rumegă și mărturii, să știți. Sunt Biblie, sunt porunci care mărturii ce că au fost date, că n-am înțeles foarte bine Biblia, că nu ne-am adâncit în ea. N-ar fi date, dacă ne-am adâncit în Biblie, nici n-ai avea nevoie de ele. Și spune, iubite frate cu tare, iubești banii de fai de mine cum ești, ești atât de legat, atât de robide, etc. Ai privit afacerile întotdeauna, nu știu cum ai făcut, și sunt tot felul de cazuri. Îți spune foarte direct, Domnul te trimisese zicând, fă lucrul acesta. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Și știți cum urmează? Că ar fi simplu ca să recunoști, să te pugă. Am ascultat de glasul Domnului, am făcut nu știu ce și începe lupta de cuvinte, știți? Ca peste tot, observați că e lupta de cuvinte. Cine are, este cu Dumnezeu, înțelege unde e adevărul. Cine nu este, e confuz și el, de asemenea. Nici nu știe la ce se împotrivește. Că am vrut să aduc Domnului, că nu știu ce. Și spune, ascultarea face mai mult decât jertfele. Păzirea cuvântului lui face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Între noi fie vorba, judecăm noi corect. Ce-ați zice dacă ar veni acum la adunare unul să stea aici și să spună că el e ocult și nici că vrea să se lase de meseria lui ocult? Să zicem un vrăjitor de ăsta că dă în cărți sau cine știe ce chestii de energie folosește. Și ar sta lângă noi aici. Ați crede că este tot atât de vinovat lângă altul care stă în bancă, care a auzit nu știu câte solida n-a făcut. Credeți că e la fel? Noi nu credem, pentru că pe ăla imediat ne-am strânge a spune ce este să primim un ocultist, un vrăjitor în grupul nostru. Dar să știți, este tot acela spirit al lui Satana care duce la vrăjitorie, duce la neascultare. Nu-i nimic mai puțin vinovat. Exact asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Că vrăjitoria nu-i mai puțin vinovată decât neascultarea și nici închinarea aia la idoli, închinarea aia grosolană de a-mi ridica un Baal aici. Înțelege? Și unei ar face mătăni, iar celălalt n-ar vrea să-L asculte pe Dumnezeu, să-i se închine cum? Prin neascultare. Închinarea e legată de ascultare. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat Samuel. Nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale, dar Samuel plângea pe Saul pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. Nu i-a mai vorbit. Știți de ce nu mi-a vorbit? Nu avea la cine să vorbească. Și dacă îi spunea fă asta, fă asta, el făcea oricum tot ce știa. Și de aceea Dumnezeu rupe comuniunea, legătura cu unii oameni, nu le mai transmite nici solii. La un moment dat sunt biserici care nu mai primesc nicio solie. Zice, de mult Satana aștepta ca ultimii stegari și ultimii predicatori ai adevărului să fie îndepărtați, ca cei care strigă pace și liniște. Până la urmă, dacă ești ca Ahab și vrei pe ea 400, îi găsești pe ea 400. Și dacă îi omoară Ilie, mai angajezi după aceea alții, imediat îi pui la loc, pentru că exact asta vrei să asculți și asta vei auzi în loc de o solie directă. Vă aduceți aminte de ce? În ziua aceea, în seara aceea, acel împărat păgân, Belșațar, a fost în ziua aceea ras. În ziua aceea s-a oprit pentru el totul. Știți ce îi spune Daniel când scrie mâna aceea, vede mâna aceea, se clatină genunchii, intră într-o stare de sperietură și îi spuse, împărate, Dumnezeu cel preanalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă, strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui, căci împăratul omora pe cine voia și lăsa pe, cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia, scobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost izgonit de mijlocul copiilor, oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. Până când a recunoscut că Dumnezeu cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai cunoscut toate aceste lucruri. Tu nu ești în poziția lui, el nu învățase chestia asta. El a fost mândru, dar nu învățase ce înseamnă să te pui cu Dumnezeu și asta. La un moment dat, când Dumnezeu l-a pus pe labe acolo și a început să mănânce iarbă și a fost destituit imediat și lăsat acolo, și a venit mintea la cap, a recunoscut, Doamne, știți ce recunoaștere oficială a făcut? Tu ai știut toată istoria asta, tu nu erai ca și el, stai un pic.
Tu ai avut, ai avut lumină. Tu știi ce i s-a întâmplat lui. Iar tu, după ce i s-a întâmplat, văzând cum procedează Dumnezeu și ce înseamnă să, să fii împotriva lui Dumnezeu, tu bei acum cu vasele de la templul lui Dumnezeu și disprețuiești toată chestia asta. Tu crezi că ești la fel ca Nebucanețar? Nu, ești în altă poziție, după că tu ești împotriva luminii clare. Ei bine, ca să știi, spune Daniel, asta înseamnă număra, număra cântării și împărțit. Înseamnă că ești terminat, ești falit pentru că nu are cine să n-ai. Ai avut de învățat, ai avut șanse mari, ai avut lecții clare să le înveți, dar ai disprețuit și tu poți să faci astfel, să iei astfel de atitudine în mijlocul luminii, cu toată lumina. Ce să mai facă pentru tine? Te-a cântărit Dumnezeu și a spus, și dacă i-aș da 1000 de alte dovezi, nu se face nimic. Ar deveni și mai împietrit și mai rău. Deja este cântărit și găsit prea, prea ușor. Și în timp, în noaptea aceea s-a terminat și cu acest om. Care sunt concluziile finale? Dacă vrei să nu te trezești un împietrit, un rebel, un sfidător al lui Dumnezeu, ai grijă cum tratezi fiecare cuvânt care vine de la Dumnezeu. Fiecare solie, fiecare poruncă ți-o cere Dumnezeu. Dacă e undeva scris, ai grijă cum te raportezi. Când nu înțelege una, când disprețuiește cu totul alta. Când vine lumina, ai grijă cum o tratezi. Ai grijă că este posibil deja să te fie antrenat să reziști în fața soliilor divine, adică să faci ce vrei tu în ciuda ceea ce spune Dumnezeu la multe capitole. În așa fel când nu mai dai seama de lucrurile acestea. Ca atare reevaluează. Dovada pocăinței este că vei lua din nou toate cuvintele lui Dumnezeu și o să vrei să le tratezi. Doamne, am auzit multe, dar n-am luat seama. Am auzit multe, dar eu mi-am continuat viața exact cum am vrut la fiecare capitol. Mi-ai spus cum să fiu un caracter, cum să fiu cu oameni, ce să fac pentru oameni, cum să-mi aranjez viața, cum să-mi aranjez casa, familia, cum să lucrez, chiar și pe tărâmul fizic, cum să mă îmbrac, cum să, pe ce să punem preț mai mult. Ne-ai dat solii directe. În a ta multă lumină, multă lumină. Eu nu am, le-am neglijat și vreau să le reiau pe toate, cu simț de răspundere și să mă pocăiesc de fiecare împotrivire, pentru că asta înseamnă procesul de despietrire, înseamnă să o iei înapoi pe lanțul împietririi și să fiecare solie să reevaluezi și de data aceea să nu spui nu cum vreau eu în continuare am să fac, am să fac exact cum scrie aici. Prețuiește fiecare rază de lumină și umblă în lumină. Trăim fiecare adevăr pe care Dumnezeu îl spune. Dumnezeu să ne ajute ca lumina din noi să nu fie întuneric. Să nu ne împietrim în acest timp de împietrire aproape generală. Mi-e frică, mi-e groază să nu ajung un rebel față de cuvântul lui Dumnezeu. Mă îngrozesc când văd oameni, mă îngrozesc ce îmi spun. Prieteni, să nu mai cred majoritatea, nimic să știți. În nimic nu mai cred. Prieteni care îi credeam că nu știu ce o să facă, nu mai crede nimic din ceea ce scrie. M-au uimit, mi-a trimis cineva niște mesaje, m-am îngrozit, mi-au căzut mâinile pe lângă mine. Nu mai credea nici, credea într-o imagine a lui Dumnezeu, de m-am speriat, vă spun sincer. M-am speriat ce Dumnezeu descria și spunea că e revelație, că a înțeles noi lucruri. Nu mai credea în sabat, dăduse de pământul spiritul profetic, a fost aia lovită la cap. În urma traumatismului că a avut de mică, a început să aiureze, să delireze, să scrie mărturiile. Mi-a trimis niște chestii de psihologie, psihiatrie, care arăta că de asta ar fi făcut lucrul acesta. A dat de pământ cu fiecare interpretare. Nu mai exista nimic din toate cele vechi. Erau toate noi și am spus, înseamnă că toți anii ăștia în care ai spus că crezi în așa ceva, ai fost în rătăcire. Ar trebui să faci pocăință că atâți ani ai fost rătăcit. Și acum m-a speriat, vă spun sincer, și pe unde aud, este numai oameni care încep să nece fiecare solie, fiecare cuvânt. Și de aceea mă gândesc la mine, Doamne, mă și rog în familie, mă rog cu ai mei, Doamne, păzește-ne mintea integră, Doamne, ține-ne aproape de adevărul Tău, iartă-ne ori de câte ori ne-am depărtat de ceea ce scria. Am început să facem noi de la noi putere și prin noi înșine ce credem noi că este mai bine decât ce scria, pentru că ne dăm seama că exact ăsta e procesul de împietrire. Și nu-ți dai seama în timp chiar că faci lucruri ciudate. Este scris că oamenii în timpul din urmă face lucruri de care o să te gândești, lucruri ciudate, dar nu vor pricepe lucrul acesta. Cei răi nu vor înțelege. Asta e problema, când nu mai înțelegi, nu mai simți de răspundere. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Știți ce putem opri? Primii pași poți opri. Primii pași. Când simți că te-a duc ăla de împotrivirea de ceea ce spune lumina, pleacă genunchiul la pământ și cere lui Dumnezeu supunere și ascultare. Nu te sumeți.
ca și Saul, pentru că ajungi departe, ajungi pe calea opulților. A ajuns, într-adevăr, Duhul lui de neascultare a dat mâna cu vrăjitoarea până la urmă. De aceea era acela spirit. Satana o conducea și pe vrăjitoarea din Endor și pe Saul, era acela spirit și într-un și altul. În aia era vrăjitoria, în asta era neascultarea. Și rebeliunea fața aia, lepăda cuvântul Domnului, de aici pornește. De aceea, fraților, să avem grijă cum tratăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l tratăm cu respect, cu considerație și să-l lăsăm în viața noastră. Amin. Amin.